avalanșă de solicitări pentru preschimbarea permiselor de conducere și înmatricularea autovehiculelor la Serviciul Public de Specialitate al județului Dolj. Numărul solicitărilor s-a triplat de la 1 februarie și pentru faptul că a fost eliminat timbrul de mediu. Peste 1000 de persoane s-au adresat zilnic Serviciului de Permise Înmatriculări al județului Dolj de la începutul acestei luni. Sala destinată activității cu publicul a Serviciului de Permise Înmatriculări este luată cu asalt în fiecare dimineață de oameni veniți din tot județul pentru a prinde bonuri de ordine, după care se organizează cozile la fiecare ghișeu și începe așteptarea. Din Sadova suntem, am venit pentru niște informații acelea ghișeul 5, să le arătăm niște acte, să vedem dacă putem înscrie mașina de Bulgaria pe România, să nu mai avem probleme. Nu v-ați informat până acum? Nu, pentru că avem bonuri de ordine. Mai avem vreo 5-6 inși înainte. Am numărul 46. La ce oră ați venit? Tu, am venit de la 4. Nu am făcut niciun act, le am pe alea bulgărești și vreau să mă informez dacă pot să o înscriu, să-mi spună ce-mi trebuie și fac celelalte acte, le traduc, le... Dar am venit să fiu mai sigur, să nu fac rarul, să nu cheltui niște bani, fără să știu, fără să fiu sigur. Dar de ce ați luat mașină din Bulgaria? Bă, o am de 10 ani. Am cumpărat-o din Italia și am înscris-o la Bulgaria, era mai ieftin. Am venit de dimineață, după la ora 5 și ceva, mi-am luat bon și acum pe ora am sosit pentru a aștepta să îmi depun documentele. Am două mașini, una este, am două sunt din țară, au fost matriculate, dar una e mai veche, model vechi, taxele erau foarte, foarte mari, de 4-5 ori valoarea ei. Iar un cap tractor 2008, tot românesc. Ce număr de bon aveți? 130. Câte persoane mai sunt în față? Păi ia uita, sunt 43, numărul 43, până la 130 mai am. Până la 4 așa, dacă ajunge și eu. Noroc că ați prins scaun. Da. E opositor. Răbdare mai aveți? Până am încotro. Trebuie să am, că așa e aici. Vezi, venim noaptea pe la 4, la 3, să ocupi un bun mai în față și cu ca să poți să nu stai, 20 de persoane face pe oră. Ce număr de bon aveți? Am luat mai multe, ca să fiu sigur că apuc. Câte ați luat? Păi să zic, am luat 4. De la 1109 la 1163. Dar o să folosiți doar unul dintre ele? Da, da. Până scapă nevastă mea de la financiar de scoate între timp, de asta am luat mai multe numere. În aceste zile, solicitările au crescut și la preschimbarea permiselor pentru că expiră cele eliberate în 2007, anul în care România a aderat la Uniunea Europeană. Când vă expiră permisul? Pe 23 februarie. Și nu puteți amâna să veniți în altă zi? Păi ce să văd, dacă te la Calafat și mai bine încă o dată, mă încadrez și nu mă aștept și... Ce număr de bon aveți? De? Ce număr aveți la 2174. Și câte persoane mai sunt în față? Minus 50, 124. Credeți că reușiți astăzi să vă rezolvați problema? Nu mai eliberează bonuri. Și deci ce s-a eliberat, probabil că merg cam 25 pe oră. Am venit la ora 8 și un sfert pentru preschimbarea permisului de conducere. Câte persoane erau în fața dumneavoastră? Da, n-aș putea să estimez. Multe, multe au fost. Ce număr de bon aveți? 83. Și acum, la ce număr s-a ajuns? S-a ajuns la 49. Cum apreciați că merg lucrurile aici? Cam lent. Una și în al doilea rând ar trebui mai multe scaune. Eu sunt persoană cu dizabilități și prin bunăvoința unei alte persoane mi s-a oferit locul. E greu de stat în picioare, foarte greu. Ar putea să mai pună pe margini niște scaune sau bănci sau indiferent ce. Varianta de a pleca înapoi acasă și a reveni peste 2-3 ore e bună? Stau departe, stau în celălalt capăt al orașului, în Valea Roșie. E greu și cu circulația acum. Puteți amâna această problemă? Nu, nu. Poi mâine expiră permisul.
Într-adevăr, se strâng foarte multe persoane, vin de vreme dimineața și solicită bon de ordine. Noi ne-am organizat în paralel și cu sistem de programare online, dar și cu sistem de aparat de bonuri de ordine. Chiar dacă cele două sisteme ne străduim prin ele să oferim un mod civilizat de a aștepta la rând, nu se ajunge chiar la un confort, eu știu, chiar maxim, în sensul că oamenii tot așteaptă la rând până le vine rândul, dar, zic eu, pot să-și gestioneze timpul. Dacă noi reușim să rezolvăm aproximativ 20 de matriculări pe oră, aproximativ 10 permise pe oră, ei pot să-și estimeze cam în cât timp le-ar veni rândul. La un singur ghișeu din cele 6 ale serviciului permise matriculări nu se stă la coadă, cel destinat beneficiarilor programați online. Avem programările în momentul de față sau au ajuns până la data de 1 martie. Se primesc între 50 și 70 de înmatriculări în sistem online. Este singurul ghișeu unde nu există absolut deloc coadă. Se respectă cu strictețe minutul, ora. Persoana vine doar cu 5 minute înainte și este pe loc primit dosarul. Nu am avut niciun fel de dificultate la acest ghișeu. Zilnic, după ora 10:30, sunt puține șanse ca cineva să mai poată scoate bon de ordine pentru matriculări și permise, iar eliberările se fac în 24 de ore la două ghișee.